Băi, alo, nu acolo, șeful, nu acolo, hai. Hai, nu vezi astea cu rezervat aici, du-te de acolo, băi. El voia să intre cu mașina aia. Haideți, parcăm și noi ceva. Are băiatul locuri pentru toată lumea bună. Aoleu, ia uite-l, aici, șeful, păi da. Aici aveți rezervat, băgați acolo. Mâncaia și limuzina lui. Domnul Șandor de la Unguri. Ce om. Haideți, șeful, total dreapta. Păi cum să bași, bă, dita mai vaporul aici, bă, tăticule. Aie, faci mai multe manevre. Sunt familii militari care locuiesc într-o garsonieră jumate de mașina lui nenea Șandor ăsta. Să rămână, boss, să rămână să trăiești. A făcut safteaua la băiatul. Domnul alta. 3 parcări pe zi cu nea Șandor și să mor eu dacă n-aș ajunge la salariul unui profesor. Dar nu prea vine nea Șandor, mă, nu. O dată pe săptămână așa, o dată la 2 săptămâni, dar el lucrează mai mult în teritoriu. Te crești eu, bă, ca să-ți iei bolid ăsta trebuie să lucrezi mult în teritoriu, în tot felul de teritorii. A, plus cum mai are și pe domnișoara Raluca. Ce limuzină și aia, mamă, ce limuzină. Ce aș mai zgâria și eu vopseaua puțin. Ce aș mai băga puțin nasul așa sub capotă, doamne. Opa, da, șeful, aici aveți loc, cum să nu. Ăsta e unul nou, ci că e la educație acum, da, azi la săracu. Dacă nu-i fac semn cu mâinile așa ca lumea, nimic nu le bunghește cu vorbele deloc. E cum eram eu în Olanda, cu mâinile, tată, vorbeam cu mâinile, gimnastică, da. Eram ca morile alea ale lor. L-am luat pe ăsta de la educație cu de toate. Haide, moșule, andare, adelante, let's go, let's nu știu ce, avansare, țuruc, țuhaus, țuțu, nimic. Și cu jargoane de ale noastre, nimic, nu parlește nimic, să mor eu, zici că e defect. Am înțeles că e rector ceva, profesor, la tâmpii școala, mă, se mai întâmplă, ce să... Îți ia școala mințile, dacă ești mai slab la creier așa, își bate manualele joc de tine. Păi îți dai seama, toți ăia din manuale, din cărți, e oameni deștepți, bă. Dacă l-o fi văzut pe ăsta mai fraier, ce a zis? Ia, hai, mă, să facem caterincă de el. Da, degeaba faci școală, frate, că dacă nu o faci ca lumea, școala își bate joc de tine. Da, degeaba încerci tu să te dai școlii, degeaba iei diplome, degeaba te ungi singur mare șmecher de ăsta Hannibal Rector de ăla, degeaba, mă, că tot te faci de râs dacă n-ai studiat, dacă n-ai învățat, dacă nu ești pe bune. Ce dracu, bă, că eu am încercat odată să trec într-a noua și m-a luat somnul să mor. Să trăiți, să înfloriți, șeful, cum să nu, baftă acolo unde vă duci. Ia uitați-vă ce chitros m-a dat, 10 lei. Bă, 10 lei să-i dai lui ăla care îți deschide liftul, bă, extraordinar. Că s-ar putea să te trezești și gudita mai scris susul la machina. Păi ce, bă, nu știu și franceză. E, nu de la mine, nu, dar dacă nu sunt atent, dacă nu sunt stimulat corespunzător să stau gean aici, mă înțelegi? Mă rog, ce să știe, bă, la cum vorbește, mă mir că are carnet. Parcă nu mai dădea ăștia carnete la analfabezi, mă. S-a reluat treaba la Pitești. O, domnul, să trăiți aici, băgați aici, șeful. Da, veniți. A, ce drăguț, domnul e de la liberal. Mă distrez cu el, să vezi ce se chinuie acum să scoată capul din mașină. El are capul mai mare așa și mereu rămâne înțepenit, îl ajut. Ce? Tot de la școală și ăsta, cu capul mare, la fel, ies drențe. Până parchează, se termină programul la Parlament. El vine de la Bruxelles, zică, da. Ce, mă, la Bruxelles să parchează mașinile singure? O ia ele de nebune așa și să parchează. Are o Caterin încă de clasa a treia și ăsta mie și milă de el. Odată, din instinct așa, când i-am văzut fața, i-am dat eu 50 de lei. Pe bune să mor, a fost scandal mare. A, nu s-a ofticat că i-am dat bani, nu, da? Domne, că de ce i-am dat în văzul lumii, că trebuie să-i bagi într-un cont, într-un offshore? Bă, le-a luat Dumnezeu mințile, nici nu mai fură ca lumea, mă, fură cu perversiune ăștia, cu offshore, cu... Doamne, ia, mă, banul, du-te de aici și gata, mă, ai naibii de hoți, mă.
O, sărmâna, doamna Milica Frăsinica. Ușor, ușor, doamnă, cu coafiura aia, să nu doborâți copacii. A rămas odată săraca încârligată cu un frasin ăsta. Ce? I-au intrat crăcile alea prin păr. Au venit de la zmur, de la descarcerare. Au chemat și niște udemeriși cu niște drujbe. Abia au descălcit-o. Sărmâna, sărmâna, doamna Milica. Ci că a ajuns bine de tot femeia. E, nu știu, șeful pe la guvern, ceva de genul ăsta. O știu de când era secretar, bă, da, pe la videle, pe acolo era, era o secretară care și-a angajase o secretară, pe Milica. Săraca, tot ce avea mai greu de făcut era să pună cafeaua. Dar nu prea-i dădea ăia să facă asta, bă, că nu știa, o vărsa să o părea. Până la urmă au făcut o profesoară, da. Au zis că e mai bine așa, mă, măcar nu nenorocea oamenii pe viață să... O, să trăiți cu cărimă, mă, cu asta, să trăiți, respectele mele, doamne, șeful la mare, bă, bă, liniște, mamă, ce om, ce om, nici nu-mi dă vreun ban, șeful, nu, gata, o băgați acolo, da, da, ha, are un stil, pac, s-a uitat la mine așa, mi-a intrat suta de lei în buzunar, pe bune, e ceva de speriat, domne, cât de bun e la de-astea. Ah, odată l-am supărat așa cu o chestie, s-a uitat la mine, maico sprânceană așa și a dat un pic, de n-are un hamster aici, bă, mi-a luat toți banii din buzunar, de pe card, casă, tot, 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 sănătate, sănătate, ia uita șeful, am suta aceea. Aolo, să vezi, aolo, nu mai am nici, bosulică, șefule, haide, domne, adunasem și eu de azi dimineață vreo 500-are. Păi e frumos așa, domne. Păi a pus privirea aia, mă, m-a curățat, e supărat. Băi, băiatule, o clipă n-am fost atent, mă, pac, a pus privirea și m-a curățat. Vă e frică, a? Să nu se termine? Adunați tot, adunați tot, luați și pielea de pe noi. Lasă, șefule, lasă, nu vin ele alegerile.